Avertisment venit din partea președintelui PMP Suceava. Marian Andronache a declarat că în mai multe localități din mediul rural, candidații PMP pentru funcția de primar sunt supuși unor acțiuni de intimidare din partea primarilor în funcții. Marian Andronache a atras atenția celor care recurg la astfel de metode să renunțe de îndată la ele, amintind că astfel de practici erau folosite prin anii de început ai democrației. M-am mirat la toți trei a fost reacția actualelor primari. Toți au început, înțeles, cu intimidări, cu tot felul de discuții, să nu intre într-o competiție electorală. Și lucrul ăsta se întâmplă în foarte multe localități din Suceava. Și chiar aș vrea să atrag atenția primarilor în funcție și care vor candida în continuare să lase aceste lucruri deoparte. Deci a trecut perioada în care să intimidezi un potențial candidat. S-a terminat, au trecut vremurile alea. Sunt un fel de baronași locali, dar trebuie să înțeleagă că să lase locul altora, pentru că două, trei, patru mandate ajunge. Dacă n-au făcut nimic în localitatea respectivă, ajunge. Trebuie să vină un alt primar cu o altă viziune și care poate să reușească să modernizeze localitatea respectivă. Același lucru și un apel și către, îl fac și către președinții partidelor la nivel județean, să încerce să liniștească acești candidați ai lor, pentru că nu este normal. Eu chiar le-am spus, orice problemă aveți și dacă vă amenință, nu știu, poate se ajunge și la amenințări de familie, nu se poate lucrul ăsta.